Competiția de box Mănușa Litoralului debutează astăzi la Constanța. După doi ani de așteptare, CSM Constanța readuce în circuitul turneelor de box Mânușa Litoralului. Turneul cu tradiție de la Malul Mării se va disputa în sala sporturilor Simona Amânar din Constanța până pe 28 mai. Vor fi peste 80 de participanți din România, Ucraina, Bulgaria și Polonia care vor boxa la Constanța. În ring va urca și tripla campioană europeană Constanțeanca Amalia Niță. De la ora 14 se va desfășura prima sesiune de meciuri, urmând ca doua sesiune să se înceapă la ora 18. Un eveniment organizat de Federația Română de Box și CSM Constanța, Ministerul Sportului și Primăria Municipului Constanța sub egida Confederației Europene de Box. Intrarea spectatorilor este liberă.